Ouăle au devenit un aliment de lux, un ou se vinde acum pe piață chiar și cu 1 leu și 30 de bani. Oamenii spun că sunt nemulțumiți de prețul crescut al ouălor, iar comercianții cred că în curând cumpărătorii nu își vor mai putea permite să cumpere aceste produse. La fel s-a întâmplat și cu untul, al cărui preț a crescut cu câțiva lei. Dacă în magazine prețul a mai scăzut, comercianții privați din piețe mențin un preț ridicat. Domnișoară scumpă, nu prea o găinele, este frig, nu știu ce să vă mai spun, dar cred că ăsta e motivul. Asta cred că este principal. Da, principalul, da, pentru că sunt păsări puține, e frig și numai ouă. Noi le dăm mâncare caldă, dar ouă puțin. Bani dați în plus la pensiile speciale, cu bani dați nu știu unde, nu știu unde. Și acum probabil că a scăzut bugetul și încep să recupereze. S-au redus 100 de taxe, o să pună 200 de taxe. Și eu cred că de acolo vin scumpirile. Nu mi se pare normal. Cum să mi se pare normal că s-au scumpit? Pentru că toată lumea, nu sunt bani, cu ce să cumpere un ou cu un leu? Când a fost 45 de bani un ou și acum să-l fac aproape un leu și mai mult un leu. Asta este, ce să facem. Comercianții susțin că prețul ouălor a crescut din cauza frigului și nu este singurul produs care s-a scumpit. Furnizorii din România spun că producția a scăzut odată cu răcirea vremii. În același timp, începe să se simtă și la noi criza de pe piața europeană a acestor produse, la fel cum se întâmplă și cu untul, al cărui preț s-a majorat cu 4 lei. În mediul virtual au apărut și glume care se leagă de prețul ridicat al ouălor, echivalat la cursul euro.